Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre popoare migratoare, pecenegi. Pecenegii sunt un popor nomad originar din Turcia, care apare în secolul al VIII-lea. Până la granița de sud-est a Imperiului Cazarilor s-au stabilit în secolul X, la nordul Mării Caspice. Conform legendei, aceștia constituie tribul Pecenec al Oguzes, descendent din Dakhan, Muntele Prințului, unul dintre cei 6 fii al lui Oguz Khan, considerat a fi strămoșul turcilor. Înțelesul etnonimului lor este obscur. Pecenec se spune că este un derivat al turcului vechi Bajanak. Bajinak, cumnat în Orientul Mijlociu, pecenegii sunt menționați pentru prima dată în textele persane și arabele sub numele de Binak, Bianak sau Bajanak. Din secolul XI apar sub numele de Paținacoi sau Paținachitai. Paținaces, în textele bizantine, în timp ce slavii orientali îi numesc pecenegi sau pecenezi. În secolul al XI și al XII, editorialiștii de vest, în limba latină, uneori îi desemnează ca pincenari. Mahmud de Kahgar afirmă că pecenegii vorbeau o limbă turcă apropiată de limbile oguz. La începutul secolului al VIII-lea, pecenegii s-au stabilit în Valea Sârdaria, în Asia Centrală. Potrivit lui Constantin Porfirogenetul, pecenegii s-au stabilit la sfârșitul secolului IX, între Volga și râul Ural, nordul Mării Caspice. El îi descrie ca barbari lacom și nesățioși, întotdeauna gata să se vândă ca mercenari pentru a ataca rușii și alți barbari. În curând au căzut sub dominația cazarilor, care, potrivit exploratorului și geografului persan Ibn Rustah, i-au invadat în fiecare an pentru a colecta tributul care li se cuvenea. Alungați de cazari, de pe ținuturile lor, pecenegii migrează spre vest. Migrațiile spre vest. Nomazi mai întâi în nord-vestul Kazahstanului modern, la est de Volga, pecenegii au format treptat o parte din ce în ce mai importantă armatei cazare. În secolul al IX-lea, aceștia sunt folosiți pentru a suprima rebeliunile din Imperiul Cazar. În această perioadă, pecenegii s-au împărțit probabil în mai multe grupuri. Unul ar fi acceptat suzeranitatea cazară, celălalt ar fi integrat o federație de triburi turcești, în timp ce un al treilea grup ar fi decis să migreze spre vest. În 889, acest ultim grup de pecenegi a traversat Volga și s-a stabilit între Nipru și Don. Apoi, în 895, a traversat Nipru și, aliat cu bulgarii țarului Simeon cel Mare, a intrat în posesia regatului maghiar al lui Etelkers. O parte semnificativă a triburilor maghiare a părăsit regiunea, 7 triburi lângă 3 triburi cazare, și s-au stabilit în Panonia, fondând prima înființare a viitorului regat al Ungariei. În 934, pecenegii și-au unit forțele cu maghiarii instalați în bazinul Carpatic pentru a jefui Tracia și a amenința Constantinopolul. De asemenea, constituind o amenințare pentru statul rus, prințul Igor al Chievului va încerca în 945 să-i abată spre Imperiul Bizantin, iar fiul său, Sviatoslav, își va găsi moartea în timp ce luptă împotriva lor 972. Decapitat, craniul său va fi transformat într-o ceașcă de băut de către șeful peceneg, Curia. Spre sfârșitul secolului al X-lea, unele grupuri sunt convertite la islam, alți, în contact cu Principatul Chievului, îmbrățișează creștinismul sub conducerea șefului Metigai. În 1008, episcopul misionar german Bruno de Kerfurt a preluat personal conducerea unei misiuni de evangelizare a pecenegilor pe teritoriile dintre Volga și Ural. Declin și dispariție. Între 1036 și 1053, învinși și hărțuiți de ruși, au trecut Dunărea și au progresat în interiorul Imperiului Bizantin. Astfel, în 1086, au ocupat Tracia și au învins trupele bizantine la Silistra în 1090. În toamna acelui an, pecenegii au asediat Constantinopolul, pe care au încercat să-l ia prin alierea cu Selgiucii. Pentru a face față acestei coaliții, Alexius I, Comnenul, se apropie de un alt popor de călăresc turci, cumanii. Îi zdrobesc pe pecenegi la 29 aprilie 1091, în bătălia de la dealul Lebunion. Împăratul Alexis Comnenul i-a integrat ulterior pe pecenegi învinși sau parte în armata bizantină și a instalat în regiunea Moglena, Macedonia greacă, într-o tagma. În timpul primei cruciade populare, pelerinii conduși de Petru Pusnicul au jefuit Belgradul și au masacrat garnizoana pecenegă care era în serviciul ducelui Nicetas.
prințul bulgarilor, pe atunci sub dominație bizantină și guvernator al orașului. Cu toate astea, bătălia de la Lebunion nu a pus capăt pecenegilor. După ce și-au reconstituit forțele și s-au arătat mereu amenințători, vor fi înfrânți definitiv în 1122 de împăratul bizantin Ioan al II-lea Comnenul, cei care scapă de moarte sau de captură, se dispersează în Balcan și mai ales în Transilvania, unde se vor amesteca cu valahii și locuitorii regatului Ungariei. S-a susținut că găgăuzii au fost parțial descendenți din acești pecenegi. Așadar, pecenegii au constituit un pericol și pentru Imperiul Bizantin. Erau descriși în De Administrando Imperio, lucrarea împăratului Constantin al VII-lea Porfirogenetul, ca populație nomadă care se deplasa în funcție de ploi și de locurile de pășunat, și că erau bogați de pe urma controlului exercitat asupra rutelor comerciale și a negoțului de sclavi, blănuri și ceară. De Administrando Imperii conține 5 capitole dedicate pecenegilor, întrucât reprezentau o forță redutabilă și după ce învinseseră de câteva ori pe bulgari, pecenegii constituiau o componentă importantă a politicii externe a Imperiului Bizantin, ei fiind în viziunea Constantinopolului o contrapondere la forța militară a țaratului bulgar. Potrivit împăratului Constantin al VII-lea, pecenegii își urmăreau politica de dominare și prin corespondență și cadouri, iar Imperiul Bizantin îi încuraja să obțină prin mijloace pașnice bunurile de lux pe care alminteri le-ar fi procurat ca pradă de război. Serviciile pecenegilor, odată cumpărate, erau redirecționate împotriva inamicilor Imperiului Bizantin. După căderea și desfințarea țaratului bulgar, pecenegii s-au îndreptat spre Muntenia și Oltenia. Au trecut granița în Transilvania, s-au stabilit în părțile sudice ale acesteia, județele Sibiu și Brașovul de azi. Carpații meridional devin interesanți pentru pecenegi, pădurile dese devenindu-le adăposturi. În 1048, un mare conducător al pecenegilor, Kegan, fiind în conflict cu hanul cel mare Tirahus, a trecut cu peste 20.000 de oameni Dunărea și s-a așezat în Dobrogea, unde împăratul Constantin al IX-lea, Monomachos, le-a dat pământ, ulterior creștinându-i. Kegan a primit astfel titlul de patriciu și 3 cetăți la Dunăre ca vasal. În iarna următoare, Tirahus, împreună cu 80.000 de oameni, a trecut Dunărea înghețat, însă Kegan l-a învins. Acesta a fost apoi creștinat și colonizat împreună cu restul armatei sale la vest de Sofia, aproape de granița cu Serbia. După câțiva ani, pecenegii s-au răsculat și au chemat în ajutor pe cumanii ce stăpâneau la nord de Dunăre. Cu ei au făcut cauză comună, inclusiv cu Kegan. Răsculații au devastat complet părțile de nord ale peninsulei balcanice, strivind 3 armate bizantine. Abia în anul 1051, bizantinii au izbutit să-i scoată din Macedonia și Tracia, iar Bulgaria nu a fost recucerită decât în 1054, când Tirahus a trimis împotriva pecenegilor, pactizând cu ei împotriva împăratului. Un armistițiu de 30 de ani avea să fie stabilit. Împăratul Isa Comnenul a reușit într-o expediție împotriva maghiarilor să-i înfrângă pe pecenegi, restabilind ordinea la sud de Dunăre. Pecenegii rămas s-au contopit cu bulgarii. Moștenirea lăsată limbii române este una aproape inexistentă, doar câteva denumiri geografice fiind une lăsate moștenire. Satele Peceneaga, județul Tulcea, Pecineaga, județul Constanța, pădurea Peceneaga, județul Brăila și muntele Picineagul, fostul județ Mușcel. Pecenegii Ungariei. Prezența acestor oameni în Ungaria e atestată încă din secolul al X-lea. Grupuri de PCN s-au alăturat într-adevăr maghiarilor din Transilvania și din Marea Câmpie Maghiară sub domnia lui Gheza, 972-997. Potrivit Gesta Hungarorum, acesta din urmă, care a favorizat creștinarea maghiarilor, îl va îngropa în viață pe liderul peceneg, Tonu Zoba, care a refuzat să se convertească. În secolul 11 și 12, pecenegii păgâni, musulmani sau creștini, au fost recrutați de către regatul Ungariei să servească drept polițiști de frontieră și mercenari, oferind armata ungară a arcașilor. După bătălia de la Beroia, 1122, alte grupuri au fost întâmpinate de regele Ștefan al II-lea. În 1203, regele Emeric a acordat o hârtie pecenegilor, atribuiți apărării granițelor nordice ale regatului, în regiunea cunoscută sub numele de Terra Bisenorum, adică pământul pecenegilor în latină. Pecenegii din Ungaria erau conduși de propriul lor ispan, Bisenorum.
O scrisoare datată, 1224, menționează prezența pecenegilor în comunitatea musulmană care trăiește în satul Arpaș, lângă Ghior. Câțiva ani mai târziu, regele Andrei al II-lea va trimite în ajutorul țarului bulgar, Boril, în războiul împotriva cumanilor, o armată în care sunt menționați pecenegii. În 1260, în timpul bătăliei de la Cresenbrunn, soldații pecenegi sunt încă menționați printre trupele regelui Bela al IV-lea, aflat atunci în război împotriva regelui Otokar al II-lea al Boemiei. În secolul al XIV-lea, regele Ludovic I cel Mare, 1342-1382, a permis oamenilor liberi ai comunității de pecenegi din județul Alba Regia să integreze rândurile nobilimii maghiare. O jumătate de secol mai târziu, regele Sigismund I-ul, 1387-1437, va face același lucru cu oamenii liberi din comunitatea pecenegă din județul Tolna. Umanistul italian Antonio Bonfini, care a petrecut câțiva ani în Ungaria în timpul domniei lui Matias Corvin, 1458-1490, îi va descrie pe pecenegii din Ungaria ca fiind bărbați cu barbă lungă și mustață lungă, îmbrăcați în stil persan, dintr-o tunică de mătase curgătoare. Pecenegii din Ungaria vor fi treptat creștinizați și maghiarizați și după secolul al XV-lea nu se mai menționează acest popor. Ei sunt la originea prezenței în Ungaria numelui Besenyo, care înseamnă pur și simplu peceneg. Acest nume de familie a atestat la începutul secolului XV în forma sa latină Bisenus sau Bisenus cu Y, condus în special de către un anumit Paulus Bisenus, care a fost guvernator ban din Dalmația, din Croația și Slavonia. Mai multe sate maghiare și-au numele de la acest popor turc. Besenizog, Besnio, Beseniotelec, Latbesenio, Aba sau Besenio. Ce fel de oameni nomazi au fost pecenegii? Din anale aflăm că pecenegii se ocupau în principal cu creșterea vitelor, deoarece duceau un stil de viață nomad. Ei trăiau într-un sistem tribal, în fruntea clanurilor erau lideri, care erau aleși de clan sau trib. În fruntea tuturor triburilor era un khan sau kagan. Puterea khanilor nu era electivă, ci ereditară. Rusia și pecenegii. Istoria pecenegilor este strâns legată de Rusia. Întinderile vaste ale Rusiei au atras întotdeauna aceste triburi nomade. Pecenegii au reprezentat un pericol serios pentru Rusia timp de aproape 120 de ani, din 915, când au invadat Rusia pentru prima dată, până în 1068, când au fost respinși în mod decisiv de Iaroslav cel Înțelept. Cronologia luptei Rusiei cu pecenegii. 915, prima apariție a pecenegilor pe teritoriul Rusiei în timpul domniei prințului Igor. A reușit să semneze un tratat de pace cu ei. 920, războiul lui Igor cu pecenegii, deoarece triburile au devenit un pericol pentru Rusia. A început o perioadă de ciocniri militare constante care a fost caracterizată de succese diferite de ambele părți. 968, în timpul domniei prințesei Olga și Sviatoslav, au ajuns chiar și la zidurile Kievului. Olga a condus eroic apărarea orașului până la sosirea echipei lui Sviatoslav, care se afla la acea vreme în sudul țării. 1036, prințul Iaroslav cel Înțelept a dat o lovitură decisivă pecenegilor. În cinstea victoriei a fost ridicată celebra catedrală Sfânta Sofia din Kiev. Victoria asupra pecenegilor a glorificat numele prințului în istoria Rusiei antice. Cu toate acestea, istoria pecenegilor nu se termină aici. Așa cum am văzut, mai bine de 3 secole au fost folosiți ca forță militară, așadar, Iaroslav Înțeleptul i-a așezat pe mulți dintre ei în sudul țării, unde au început să apere granițele statului. Împărații Bizanțului și-au făcut parte din pecenegi aliați în lupta împotriva Rusiei și a Bulgariei dunărene. Și abia în secolul al XIV-lea, pecenegii au încetat să mai existe ca un popor separat, amestecându-se cu numeroase popoare din state diferite. Rusia, Bizanțul, țările occidentale. O astfel de glumă fatală a fost jucată cu pecenegii de istorie, cu poporul nomad cândva formidabil și puternic. Se crede că pecenegii au venit din Kangui, Corezm, acest popor era un amestec de rase caucazoide și mongoloide. Limba pecenegă a aparținut grupului de limbi turcești. Existau două ramuri de triburi, fiecare dintre ele formată din 40 de genuri. Una dintre ramuri, cea de vest, era situată în bazinul râurilor Nipru și Volga, iar cealaltă, cea de est, era adiacentă Rusiei și Bulgariei.
Pecenegii erau angajați în creșterea vitelor, duceau un stil de viață nomad. Șeful tribului era marele duce, clanul prințul mai mic. Alegerea prinților se făcea prin adunare tribală. Practic, puterea era transferată prin rudenie. Se știe că inițial pecenegii rătăceau prin Asia Centrală. La acea vreme, Tors, Polovski și pecenegii aparțineau acelorași oameni. Înregistrări ale acestui lucru pot fi găsite atât în limba rusă, cât și în arabă, bizantină și chiar la unii cronicari occidentali. Pecenegii au făcut invazii regulate în popoarele împrăștiate ale Europei, luând prizonieri care fie erau vânduți ca slavi, fie reveniți în patria lor pentru răscumpărare. Unii dintre captivi au devenit parte din popor. Apoi am văzut cum pecenegii au început să se mute din Asia în Europa. După ce au ocupat bazinul Volga până la Urali, în secolele 8-9 au fost forțați să fugă din teritoriile lor sub atacul triburilor ostile, Oguz și Cazar. În secolul al IX-lea au reușit să-i alunge pe maghiarii nomazi din zonele joase ale Volgăi și să ocupe acest teritoriu. Pecenegii au atacat Rusia Chievană în 915, 920 și 968, iar în 944 și 971 au participat la campanii împotriva Bizanțului și Bulgariei sub conducerea prinților Chievului. Pecenegii au trădat echipa rusă, ucigându-l pe Sviatoslav Igorevici în 972, la sugestia bizantinilor. De atunci a început mai bine de jumătate de secol de confruntare între Rusia și pecenegi. Și abia în 1036, Iaroslav cel Înțelept a reușit să-i învingă pe pecenegi de lângă Kiev, completând o serie de raiduri nesfârșite pe pământurile rusești. Profitând de situație, torcii au atacat armata slăbită a pecenegilor, alungându-i din ținuturile ocupate. Au fost nevoiți să migreze în Balcani, iar în 1011, pecenegilor li s-a permis să se stabilească la granițele de sud ale Rusiei Chievene pentru protecția acesteia. Bizantinii, încercând neobosit să-i cucerească pe pecenegi de partea lor în lupta împotriva Rusiei, au stabilit triburile în Ungaria. Asimilarea finală a pecenegilor a avut loc la începutul secolelor 13-14, când pecenegii, amestecându-se cu torci, maghiari, ruși, bizantini și mongoli, și-au pierdut în cele din urmă identitatea și au încetat să mai existe ca un singur popor. În istoria Rusiei antice, triburile nomade, pecenegii, au rămas barbari, cruzi și distrugători. Tribul peceneg, format în secolele 8-9, a fost numit popor nomad. Titlul șefului triburilor, vorbitoare de turcă, cărora le aparțineau pecenegii, precum și cazarii, avarii, etc., era Kagan. Principala lor ocupație, la fel ca a multora în acea vreme, era creșterea vitelor. Inițial, pecenegii au cutreierat Asia Centrală, apoi, la sfârșitul secolului al IX-lea, sub presiunea triburilor învecinate, oguzii și cazarii s-au îndreptat spre Europa de Est, i-au alungat pe unguri și au ocupat teritoriul de la Volga până la Dunăre. Până în secolul al X-lea, ei au fost împărțiți în ramuri de Est și de Vest, formate din 8 triburi. În jurul anului 882, pecenegii au ajuns în Crimea. În 915 și 920 au apărut conflicte între pecenegi și prințul Igor de Kiev. În 965, pecenegii au luat stăpânirea pământurilor Caganatului Cazar, după prăbușirea acestuia. Apoi, în 968, pecenegii au asediat Kievul, dar n-au reușit să-l cucerească. În 970, de partea prințului Sviatoslav, au participat la bătălia ruso-bizantină de lângă cetatea Arcadiopol, dar în legătură cu încheierea păcii între Rusia și Bizanț, 971, au devenit din nou dușmanii Rusiei. În 972, prințul Sviatoslav a făcut o campanie împotriva pecenegilor și a fost ucis de aceștia la Nipru. În anii 90, lupta Rusiei cu pecenegii a continuat din nou. Marele voievod Vladimir a învins trupele pecenegilor în 993, dar în 996 el însuși a fost învins lângă satul Vasiliev. În jurul anului 1010, între pecenegi a luat naștere un război intestin. Unul dintre triburi a adoptat o religie, islamul, iar celelalte două, mutându-se pe teritoriile bizantine, creștinismul. În timpul bătăliei dintre Sviatopol și fratele său Iaroslav cel Înțelept, pecenegi au luat partea lui Sviatopol. În 1036 au atacat din nou Rusia, dar prințul Iaroslav cel Înțelept a câștigat, învingându-i în cele din urmă pe pecenegi lângă Kiev. Până în secolul al XIV-lea, triburile lor au încetat să mai fie un singur popor, contopindu-se cu alte triburi, torci, cumani, maghiari, ruși și altele. Nu se știe exact când au migrat pecenegii din Asia în Europa.
În secolul al VIII-lea au trăit între Volga și Urali, de unde s-au dus spre vest sub presiunea uguzilor, chipceacilor și cazarilor. După ce i-au învins pe maghiarii care cutreierau acolo în stepele Mării Negre într-un secol, pecenegii au ocupat un teritoriu vast de la Volga de jos până la gura Dunării. Principala lor ocupație era creșterea vitelor nomade, trăiau în ordine tribală. În secol erau împărțiți în două ramuri și vest care constau din 8 triburi, 40 de genuri. Triburile erau conduse de prinți mari, clanuri de prinți mai mici. Aleși de adunările tribale, pecenegii aveau și ei putere ereditară. Captivii capturați în război au fost vânduți ca sclavi sau eliberați în patria lor pentru o răscumpărare. Unii dintre captivi au fost acceptați în clanuri în condiții de egalitate totală. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând!